Bun găsit! Premierul Florin Cîțu, mai mulți lideri ai PNL și ministrii liberali au participat la conferința de alegeri pentru șefia organizației județene Suceava a PNL. Ședința a avut loc la Gura Humorului, iar singurul candidat a fost actualul președinte Gheorghe Flutur. Printre participanți s-au aflat Lucian Bode, Sorin Câmpeanu, Bogdan Gheorghiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, Virgil Popescu, Dan Vâlceanu, Florin Roman, precum și lideri liberali din regiunea Moldovei. Doresc doar să subliniez că am venit în Suceava datorită profesiei, am venit în Suceava datorită frumuseții Sucevei și am venit în Suceava, sigur, noastră este în ultimul rând, datorită spiritului lui Ștefan cel Mare. Ați vorbit, domnule președinte, de foarte multe realizări. Cred că tot ceea ce trebuie extras din ceea ce s-a spus aici, este faptul că în fața noastră a tuturor stă această sarcină de a ne menține și de a crește pe cât posibil de la nivelul pe care l-am atins. Eu personal m-am aliniat acestei echipe pentru că am putut să dezlușesc în tot ceea ce s-au petrecut în aproape un an și 7 luni de guvernare, o serie întreagă de virtuți ale acestei echipe. O echipă care a avut curajul să-și asume responsabilitatea pentru tot ceea ce a însemnat guvernarea în această perioadă. În primul rând, permiteți-mi să vă felicit pe dumneavoastră, organizația PNL Suceava și pe domnul Vasile Iliuț, pentru victoria din alegerile locale parțiale de la Nicolo de Sus. Merită toate aplauzele noastre. De ce spun asta? I-am bătut pe pesediști în Alba, în Arad, în Brașov, în Suceava, în Sălaș, și o să spuneți că este normal. Dar i-am bătut și la Călăraș, la Dâmbovița, la Dorj și la Gorj. Pentru că am luat un număr mai mare de voturi. Și pentru că i-au pomit cu 22 de primării și au obținut 17 și proagează victoria. Așa o să-i batem și în 2024. Dragi prieteni, mă bucur să revin aici, în județul Suceava, de data aceasta, în calitate de ministru al afacerilor interne. Vizită care are și un scop legat de ministerul nostru, și anume inaugurarea în cursul acestei zile a sediului modernizat al sectorului Poliției de Frontieră Izvoarele Sucevei, un obiectiv finanțat din fonduri europene nerambursabile. Îmi amintesc cu mare plăcere că aici, în Suceava, în calitate de ministru al transporturilor, inauguram anul trecut, în noiembrie, un obiectiv de infrastructură mult așteptat. Mă refer la varianta Ocolitoare Rădăuți, un proiect finalizat înainte de termen. Acest proiect, ca multe altele, a stagnat din cauza lipsei de finanțare. Dar am reușit, anul trecut, să-i asigurăm finanțarea din fonduri europene nerambursabile și să-l finalizăm, așa cum spuneam, înainte de termen. Pentru regiunea Moldovei, anul 2020 a fost anul în care guvernarea liberală a deblocat toate marile proiecte de infrastructură. Bucuria mea însă este că sunt astăzi în Suceava, în Gura Humorului, alături de dumneavoastră, alături de o echipă pe care nu doar o susțin, nu doar o respect, o echipă care și mie mi-a fost alături în momente speciale în politică. Și aici n-am cum să nu îi mulțumesc domnului președinte George Flutur, prietenul meu, domnul Flutur, care în anii ăștia mulți de politică a avut momente în care mi-a ținut spatele, momente în care a ridicat Partidul Național Liberal de jos
și va avea, vă asigur, momente extraordinare în care pe scene ale Partidului Național Liberal va spune: uite, domne, avem un nou președinte al Partidului Național Liberal, îl cheamă Florin Câțu, este pe scena la Suceava, la Gura Humorului. Și eu deja îmi permit să vă mulțumesc pentru votul de astăzi, pentru echipa de conducere a Partidului Național Liberal din Suceava, însă dați-mi voie, că nu știu dacă voi mai avea ocazia să vă spun atât de direct, să vă mulțumesc și pentru votul din 25 septembrie, care sunt convinsă că va fi pentru Florin Câțu și echipa lui. Vă salut cu mult drag, cu mult respect și admirație, dragi urmași ai Ștefan cel Mare. Mă bucur enorm că m-am fost aici. Vă salut cu simpatie, cu drag și cu convingerea că va face ce trebuie pentru România și pentru PNL, pe premierul nostru și președintele Partidului Național Liberal, pe domnul Florin Câțu. Mă bucur foarte mult să fiu pe aceeași scenă, în aceeași echipă, cu dragul meu, George Flutul, și aveți de ce să fiți mândri, dragii mei, pentru că aveți unul dintre cei mai performanți, destoinici, președinte Consiliului Județean și președinte de filială. Și pentru noi a fost foarte simplu în campania electorală să facem timp de 2 ani de zile exemple ale guvernării liberale, avându-l pe Ion Lungu, avându-l pe George Flutul, avându-l pe Emil Boc, pe Ie Bolojan și pe ceilalți colegi ai noștri din țară. A fost un exemplu. A fost un exemplu folosit de noi pentru a înțelege România de ce administrația liberală este una de succes. Și vreau să vă salut pe toți primarii liberali de aici, pe toți aleșii locali și, bineînțeles, pe marea surpriză pentru noi, marea bucurie de la Bicol. Primarul de la Bicol. Mă bucur să fiu astăzi alături de prim-ministrul României, de mulți miniștri performanți, de cel mai bun ministru al transporturilor, domnul Lucian Bode, dar și de colegii mei din Partidul Național Liberal. Am mulți prieteni aici la Suceava, pe lângă liderul George Flutul, care a făcut lucruri extraordinare pentru Bucovina, pentru Moldova. Am o relație specială și cu colegii dumneavoastră parlamentari, cu Mitică, dar și cu primarii performanți pe care dumneavoastră îi aveți aici la Suceava. Am putea vorbi mult la nivel național despre Rădăuți, despre Victoria de acolo, despre felul în care se descurcă Bogdan Loghi. Am putea să vorbim mult despre Voronicul de Sus, dar și despre Victoria de la Bicovul de Sus, care este o victorie a bicovenilor, nu numai a Partidului Național Liberal. După 29 de ani, Bicovul respiră, pentru că acolo a fost o teroare pesedistă. Un orășel cu 17.000 de locuitori, cu un buget extraordinar, nu are canalizare. Asta este România condusă de PSD. Iar soluția Partidului Național Liberal este performanța. Suntem în alegeri interne. Alegerile acestea sunt extrem, extrem de importante. Pentru viitorul Partidului Național Liberal, dar mai mult pentru România. Pentru că noi suntem principalul partid de guvernământ.